Într-o moldovenească originală amestecată cu portugheză, Aires Simão s-a prezentat astăzi în fața presei locale. Brazilianul, care a fost revelația acestui retur de campionat și a înscris două goluri încântând publicul botoșenean, a dat și o explicație pentru evoluția sa remarcabilă. Nu mai are dureri de cap cauzate de stres, glumește mereu cu colegii de vestiar și are o colaborare bună cu actualii antrenori. Tot vin de la liniștit de cap. Mai liniștit în cap și mai... cu mai prietenie cu băieți și tot se respectă. Iar nu se numai doar, dar nu se numai. Da. Foarte bună înșeară, toți băieți. Vede ce vrei ca și găm, nici și fiecare antrenament, am și o seară bună. Și la veșară și afară, cu domnul Marius și cu domnul Fanny și cu Cristian. Brazilianul, care aflând deja câteva inimi la botoșani și care joacă fotbal în ritm de samba, se teme însă de pădure, zăpadă și întuneric. A simțit acest lucru pe propria piele în cadrul cantonamentului de la Borse, când la o alergare prin pădure s-a rătăcit de ceilalți colegi și a trebuit să facă cale întoarsă. Nu, a fost așa. Era obosită și era prea multă zăpadă și era greu, era seara așa și ai stop pe aganjează Adidas. Și băiatul a plecat în fața mea și după eu a uitat, nu m-am văzut el și... și a venit înapoi. Și dacă pe vremea lui Grozavu, brazilianul obișnuia să joace pe mai multe posturi, acum însă acesta susține că nu mai vrea să intre în teren decât ca vârf de atac. Cum simt mai bine, un mijloc la vârf. Acela poziția mea și când ai nevoie de o altă poziție, o poți să... joc, mai nu mai vreau că mi-a sunat bine pentru jucător. Poziția mea, vor să luptă pentru poziția mea.